Clipe cumplite pentru Georgiana Lobon. Cântăreața a anunțat că a pierdut sarcina. Georgiana Lobonț e devastată de durere. În urma unui control de rutină pentru a asculta inima bebelușului, medicul a anunțat-o că sarcina ei s-a oprit din evoluție la doar 7 săptămâni. Cântăreața spune că a avut simptome diferite față de celelalte 2 sarcini, dar nimic nu avea să-i dea de bănuit pentru ce urma să se întâmple. Am așteptat să-i ascultăm inimioara, doar că sarcina s-a oprit din evoluție. Am avut o stare de șoc, dar în același timp mă simțeam în putere, o forță pe care tot Dumnezeu mi-a dat-o pentru că sunt mama a 2 copii frumoși și sănătoși, care erau cu mine în acel moment. Am primit vestea aceasta ca pe un trăsnet. Am o stare apăsătoare pentru că mi-aș fi dorit acest bebeluș cu tot sufletul și l-am așteptat cu drag, a mărturisit Georgiana Lobonț pe o rețea de socializare.